Bună seara! Trebuie să încep prin a vă spune ceva care va explica ce se va întâmpla un pic mai încolo, dar nu mult mai încolo. Un prieten îmi spunea despre uh, un angajat care uh, întârzia mereu la lucru și uh, făcea ceva surprinzător. Uh, întârzia la venire, dar uh, era primul la plecare de fapt pleca chiar cu 10-15 minute mai repede, astfel că șeful lui l-a chemat și a ce se întâmplă? Întârzi 10 minute, dar când e vorba de plecat, pleci cu 10 minute mai repede. Și angajatul zice, șeful, întârzi la venire, să întârzi și la plecare. În seara asta mă tem că eu o să întârzi, că mă asigur că nu întârzi la plecare, pentru că sunt în drum spre o altă emisiune și îmi cer scuze că nu pot rămâne până la uh, sfârșit și uh, studiul e în cealaltă parte a Bucureștiului. Uh, și eu salut uh, această inițiativă. Uh, cred că ea se înscrie într-o mișcare mai amplă pe care eu o văd uh, în lume în, uh, să zicem, ultimii 50 de ani, poate mai cu seamă, uh, și anume aceea de a recupera un teren pe care noi l-am pierdut cu foarte multă vreme în urmă. După ce creștinismul s-a instalat destul de confortabil la butoanele puterii și uh, ale influenței în societate în epoca postconstantiniană, um, Biserica a decretat că cel mai valoros domeniu este cel spiritual. Și Biserica avea acolo cuțitul și furculița, orice altceva era partea domeniului inferior inclusiv știința. A fost o perioadă glorioasă pentru biserică, pentru că știința a fost foarte amărâtă, foarte slabă. Știința n-a avut forță, însă pe măsură ce vremurile au trecut, a apărut premodernitatea, a apărut modernitatea. După începând cu modernitatea, știința a luat un avans foarte mare. Vă amintiți în epoca de glorie între ghilimele infamoasă când biserica îi persecuta, îi ucidea pe oamenii de știință. Începând cu modernitatea, știința a căpătat o forță foarte mare și i-a convenit să rămână în cheia aceea a unui război în care biserica o ținuse sute de ani. Biserica s-a tot slăbit în urma impactului iluminismului și a tuturor ideilor moderniste, postmoderniste mai târziu. Știința S-a făcut foarte mare, din ce în ce mai mare, Biserica a început să fie din ce în ce mai slabă, iar noi, creștinii, am intrat uh, într-un uh, cont de umbră și uh, într-o abordare defensivă uh, generalizată. Încercăm de vreo 50 de ani, prin uh, unii dintre intelectualii noștri, dintre telectualii noștri, să recuperăm un loc măcar la o masă a dialogului cu știința, dar este foarte greu. Pentru că acum știința, lumea științei se comportă față de noi după cum ne comportam noi, biserica, cu ei atunci când noi eram tari. De aceea, cred că este extrem de important ca să, să ne cerem să discutăm. Pentru că nu există un conflict între tehnologie și știință, și credință. Între știință și credință. De fapt, primele, primul inginer al lumii, și este și inteligent, și știe și să vorbească, și vorbește frumos, este Dumnezeu. El, el este creatorul nostru, este arhitectul desăvârșit și uitați-vă în lumea asta și în Univers, noaptea pe cer. Ce frumos poate el să lucreze și ce poate crea el. Așadar, este nevoie de un dialog, este nevoie ca noi să venim mai degrabă pe un ton apologetic, având în vedere locul în care a ajuns lumea noastră, dar este nevoie să ne cerem să, să ni se dea microfon, să ni se dea loc în spațiu public, în piață, în agora. Să spunem că, de fapt, am greșit. Nu există un război între știință și uh, credință. Acum, uh, lucrurile între timp, de fapt, s-au complicat foarte mult. Noi uh, ne cerem să avem o contribuție pozitivă și să îi convingem pe concetățenii noștri, pe oamenii generației acesteia, uh, destul de târzior. Noi, biserica, în general, am avut o atitudine negativă față de tehnologie. Tehnologia a fost pentru noi un competitor. Și mă pot gândi și la media. Până acum vreo 30-40 de ani, televizorul era un competitor pentru noi în România până acum 20 de ani. De ce? că pastorul era deranjat, că enoriașii, în loc să vină la biserică, la slujbă, stătea acasă, omul, enoriașii stăteau acasă, să vadă meciuri sau să vadă telenovelele sudamericane. americane Foarte timid și foarte încet, bisericii au început să înțeleagă faptul că tehnologia poate, că media poate să fie un instrument. Și am început să aducem și noi predici pe televizor, am început să aducem dezbateri, să avem muzică, să folosim ecrane în slujbele noastre, să punem scriptura, textele, să punem cuvintele pentru închinare. Problema este însă că suntem într-o defazare totală, pentru că între timp tehnologia nu mai este un simplu mediu, tehnologia a devenit unul dintre factorii cei mai importanți, mai puternici în influențarea vieții. Societății, a oamenilor. Sunt sociologi, filozofi care vorbesc de așa numitul fenomen al mediatizării. Deja media, virtualul, nu mai este un mediu, nu ne mai mediază un lucru care nu este prezent fizic. El a devenit spațiul în care noi trăim. Media, tehnologia, influențează comportamentul nostru. La asta se referă mediatizare. Așadar, avem foarte multe, o distanță mare, avem multe de recuperat. De aceea, fără să sugerez că așteptările sunt așa de mari încât presiunea e puternică, greutatea e mare pe umerii faith tech-ului, Salut apariția, n-am zis fake tech -ului. Feitec. Era ceva în chineză, feitec. Um, fără să, să fie o presiune uh, foarte mare, uh, așteptările însă sunt mari și uh, salut inițiativa aceasta uh, și nădăjduiesc că ea uh, va fi uh, primită cu entuziasm și cu deschidere față de, de, de către nu doar că de către noi cei care suntem aici, dar numărul celor implicați în discuții și identificarea modului în care putem să fim martorii lui Hristos uh, în ceea ce tehnologia creează cu rapiditate, uh, într-o permanentă schimbare, nădăjduiesc așadar că numărul celor care vor contribui este din ce în ce mai mare, pentru că eu cred că modul în care noi ne raportăm față de avansul tehnologic este cheia a ceea ce se va întâmpla cu biserica. Pentru că dacă noi nu suntem prezenți acolo unde sunt oamenii, atunci Evanghelia va trece pe lângă urechile celor care au nevoie să o audă. Felicitări pentru inițiativă și succes mai departe și binecuvântarea Domnului. Vă mulțumesc!